Accident violent în Capitale. Un troleibuz de pe ruta numărul 7 a fost tamponat de un autocamion. Totul a avut loc în amiaza de 31 martie, în jurul orei 12, pe strada uzinelor din sectorul Ciocana al Capitalei. În imaginile de la fața locului, postate pe o rețea de socializare, se poate observa că autocamionul a lovit troleibuzul în partea laterală stângă. Coliziunea a fost atât de violent încât geamul vehiculului de ruta a fost distrus. Internauții au scris în comentarii că cel mai probabil coliziunea ar fi avut loc din cauza că șoferul troleibuzului ar fi ieșit de pe teritoriul parcării fără a se asigura la locul faptei. A fost chemat și un echipaj al poliției. Potrivit ofițerului de presă de la Poliția Capitalei Natalia State, troleibuzul era condus de un șofer de 32 de ani, iar la volanul autocamionului se afla un bărbat de 39 de ani. Din fericire, în urma impactului, nicio persoană nu a fost rănită. Șoferul care va fi recunoscut vinovat riscă amendă de 1500 de lei și 6 puncte de penalizare.